Printr-un proiect de lege, senatorul PNL de Maramureș, Cristian Niculescu Țigârlaș, cere extinderea dreptului de a folosi mașini cu girofar și pentru alte servicii. Potrivit proiectului de lege depus în procedură de urgență de Cristian Niculescu Țigârlaș, care este și șeful Comisiei Juridice din Senat, Serviciul de Informații Externe și Serviciul de Telecomunicații Speciale vor avea dreptul să utilizeze mașini cu girofar pentru acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență. De dreptul de a folosi girofar cu lumina albastră beneficiază în prezent doar autovehiculele poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, autorității vamale române, ANAF, ambulanțele sau mașinile de medicină legală, precum și mașinile protecției civile, Salvamont și Salvaspeo, MAPN, unitățile speciale ale SRI și SPP și cele ale administrației penitenciarelor și procurorilor din Ministerul Public. În consecință, pot exista situații în care este necesară transmiterea în regim de urgență a unor informații clasificate către beneficiarii legali sau transportarea urgentă a valizei diplomatice până la momentul în care ajunge să depășească granițele țării, precizează senatorul PNL Cristian Niculescu Țigârlaș.